Neața, astăzi mi-am început ziua la ora 8. Mi-am luat micul dejun, am spălat niște vase și acum am venit înapoi la birou pentru că urmează în câteva minute să se posteze clipul de ieri, cum ar veni. Astăzi am un plan să mergem pe faleză să vedem luminițele. Am vorbit cu tatăl meu și azi că o să mă ducă să filmez pe acolo și... În rest, nu știu ce să mai facem, dar mereu găsesc chestii interesante de vorbit, zic eu, și mă bucur foarte mult că am primit niște mesaje foarte frumoase pe Instagram în care îmi spuneați că vă place să fiu așa cum sunt exact, să fiu reală și să vă arăt chiar chestiile pe care le fac eu zilnic, nu să fac anumite chestii doar de dragul vlogului. La luminițe mă duc pentru că chiar îmi doresc să le văd și eu și cum s-a ivit ocazia, am zis că să nu refuz, așa că asta o să facem azi și mai vedem pe parcurs. Nu știu cât am reușit să pun din tot ceea ce am făcut pentru că mi s-a mai terminat bateria la camera. Am uitat să o încarc astea, așa că o să o încarc acum cât sunt plecată. Mă duc până la Profi să iau niște broccoli pentru că vrea să facă pui cu broccoli și mi-e foarte poftă și mă duc să iau și nu o să iau camera. Nu știu dacă o să filmez ceva prin Profi sau așa, dar dacă reușesc o să vă pun ceva pe aici, dacă nu, I'm sorry. Dacă tot am ieșit până la Profi, m-am gândit să vă arăt ce am luat. Am luat o sticlă de suc asta Fruity Fresh cu grefă, este unul dintre top 3 sucuri preferate și am să fie așa în casă. Am luat o pungă de broccoli de la Edenia, pentru că v-am zis că face mama pui cu broccoli și cu porumb. Și mai am în sacoșă chestii de ronțăit, am luat o pungă asta de Star Mix pe roșu, de obicei îmi plac cele pe mob, dar nu aveau. Astea sunt dulciurile mele preferate. Știți că într-un timp nu prea mai mâncam dulciuri, dar de când am primit pachetul ăla din Germania am început să mă dau pe dulciuri și preferatele mele sunt chestiile astea, sunt... Este Kinder Bueno, îmi place și cel white și cel normal, dar ăsta e preferatul meu. Și am luat și o pungă de M&M's cu salted caramel pe care le-am văzut inițial la Adina Ruștei și după aceea a explodat Instagram-ul cu ele, le-am mai avut o dată și mi-au plăcut, deși mănânc așa câte una, două pe zi, pentru că mi se pare mult prea dulci pentru mine. Și cam asta este tot ce se afla în punguță. Doamne, deci ce soare e afară. Am venit un pic la mine în cameră cât e pauză la meciul de handbal, pentru că da, am rămas în loc cu mamei mele, ea s-a dus că are niște treabă și am zis că rămân eu să mă uit la la handbal și să-i spun care este scorul. Handbalul nu este neapărat jocul meu preferat, adică cred că dintre handbal și fotbal mă uit cu mai multă plăcere la fotbal decât la handbal. Dar în ultimul timp am început să mă uit și la handbal, sau de exemplu dintre handbal și nu volei, handbal și cum îi zice? Hai mom.
Bine, să fac așa cu racheta. Handbal și tenis, așa. Dintre handbal și tenis mai mult îmi place tenisul, dar văd că acum a început să-mi placă și handbalul. Da, la când m-au zăpăcit ai mei, s-a lipit și de mine ceva. O amintire foarte amuzantă legată de handbal. Bine, acum e amuzantă când mă gândesc eu, dar a fost groaznică în momentul acela. Țin minte că în liceu, nu știu ce s-a întâmplat cu proful meu și cu mine, dar mi-a zis că jucam handbal și mi-a zis că treci în poartă. Și am zis că eu nu stau în poartă pentru că eu mă feresc de mingi ca de... Bine, am înțeles ce a vrut el să facă, a vrut să scoată frica asta de mingi, pentru că mă tot feream de ele. Și m-a pus în poartă și în momentul în care m-am pus în poartă, m-am mega panicat. Pentru că așa sunt eu și am plecat în vestiar. A fost groaznic. Eu și cu mingile avem nu avem o relație foarte bună, adică de când eram mică, tata mereu îmi spunea că ești speriată de bombe. Pentru că mereu mă feream și când arunca cu chestii super basic, gen, nu știu, o pungă de pufuleț, mă feream. Nu știu, am reflexul ăsta de a mă feri. Și da, asta a fost amintirea amuzantă. Amuzantă acum, am zis. M-am îmbrăcat pentru că urmează să plec pe faleză. O să mă duc tata să văd și eu luminițele, să vă arăt și vouă cum a fost decorată faleza noastră, pentru că știu că am urmăritoare care sunt din Brăila și fie, nu știu, n-au ajuns încă să vadă faleza, fie sunt plecate din țară și își doresc să vadă cum a fost decorat orașul. Ei bine, asta o să facem azi. Azi nu, iar n-a fost zi în care să fac mare lucru, dar am păstrat cel mai frumos lucru pentru final, zic eu. Și da, abia aștept să merg să vedem ce găsim pe acolo. Și cam atât. Vreau să mă dau și eu cu un ruș, că parcă nu vreau să ies cu buzele goale. Și da, voi iau să vedeți cum e la noi în Brăila pe faleză. Abonați, apăsați pe clopoțel ca să fiți notificați atunci când postez. Iar până la următorul videoclip, să ați zis superbă! M-am pat! Pa!